Domnul colonel Gheorghe Boboc, comandantului Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, prezintă raportul domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul României. Colegiul Marinier! De începerea anului școlar 2022-2023. Sunt comandantul colegiului, colonel Boboc. Se intonează imnul național al României. Colegiul drept! Colegiul pentru onoare! Înainte!
Colegiu Drept, Colegiu Perlo Grebau. Doamnelor și domnilor, pentru deschiderea festivității are cuvântul domnul colonel Gheorghe Bobo. Domnule prim-ministru, domnule general, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule inspector școlar general, domnilor generali, domnilor comandați, stimați invitați, dragi părinți, am onoarea să vă salut și permiteți-mi să vă adresez un călduros bun venit în Colegiul Național Militar Tudor Admirescu la festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023. Permiteți-mi să adresez același bun venit în frumoasa familie a tinerilor panduri, bobocilor, celor 169 de tineri emoționați, dar plini de speranțe și vise, ce poartă astăzi, deopotrivă stângați și mândri, uniforma de elev de Colegiul Național Militar. Părinți, bunici și prieteni sunt astăzi alături de ei, împărtășind emoția și bucuria unui nou început. Bucurie manifestată, pe de o parte, cu lacrimi pe obraj, dar pe de altă parte suntem convinși că și foarte multă încredere că fiii și fiicele dumneavoastră au optat pentru drumul spre reușită și împlinirea viselor proprii. Speranțe pentru ei, dar certitudini pentru absolvenții promoției în coronarea de la Alba Iulia 100, promoție care a absolvit anul acesta Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu. Astfel, la examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate a fost de 100%, cu media generală de 9,16. Colegiul alăturându-se unor instituții de învățământ preuniversitar de renume din România, beneficiare ale acestor rezultate de excepție. Dovada pregătirii serioase a fost făcută prin reușita absolvenților, în urma susținerii examenului de admitere în instituțiile de învățământ militar universitar, aceștia devenind studenți în toate aceste prestigioase unități. Profesionalismul, seriozitatea și abnegația muncii corpului profesoral, alături de elevi, au făcut ca în panoplia colegiului să fie acumulate premii internaționale, premii și mențiuni naționale, la nivel local, județean și regional. Începând din acest an școlar, intrăm în noile spații de cazare, hrănire și în sala de sport, construite în campus, marcând cu această ocazie desfășurarea activităților în aceeași locație pentru prima dată, cu tot efectivul de la reînființare. Activitățile de învățământ vor fi desfășurate în continuare în actualele spații, dar nu pentru mult timp. De îndată ce întreaga activitate va fi desfășurată în nou campus, vom organiza ziua porților deschise și vă vom invita să le vizitați la acel moment. S-a făcut o investiție mare pentru ca construcțiile moderne pe care le vedeți aici, dotate cu mijloace excepționale pentru asigurarea unei solide pregătiri științifice a elevilor, pentru realizarea standardelor de educație la cel mai înalt nivel, pentru orientarea profesională competentă, pentru ca aceștia să urmeze o carieră militară de succes, în concordanță cu nivelul de pregătire și cu nevoile Armatei României. Toate aceste realizări sunt rezultatul conjugării efortului mai multor factori din școală și din afara ei și consider că este potrivit să ne exprimăm gândurile de mulțumire și gratitudine față de ajutorul pe care l-am primit. Adresez așadar cuvinte de recunoștință autorităților naționale care au susținut demararea și finalizarea acestui proiect foarte ambițios. Eșalonul superioare pentru îndrumările pe care le-am primit atunci când a fost nevoie, ajutorul în rezolvarea anumitor probleme și sprijinul logistic pentru necesitățile unei unități aflată încă la începutul. Autorităților administrative județene și locale pentru deschiderea pe care au avut-o permanent față de colegiul nostru și nevoile sale în desfășurarea unei bune activități în procesul de învățământ. Structurilor militare din garnizoana Craiova și celor din afara garnizoanei, precum și față de Inspectoratul Județean de Jandarmi, Brigada Mobilă de Jandarmi, Inspectoratul Județean de Poliție, Poliției Rutiere, Poliției Locale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru colaborare în activități de o mare diversitate și, nu de puține ori, sprijinul de rulare a unei inițiative. Părinților elevilor, pentru că ați îndrumat copiii către o asemenea profesie, i-ați pregătit moral, intelectual și fizic spre a face față într-o școală de elită. I-ați susținut în îndeplinirea obiectivului lor, iar acum aveți permanent grijă, ca și noi, de buna pregătire a lor. Vă rugăm să aveți în continuare aceeași grijă și să aveți încredere că ei se află pe mâini bune. Un cuvânt de mulțumire aparte se cuvine corpului profesoral și cadrelor militare din instituție pentru competența și dăruirea în procesul de învățământ propriu-zis și în derularea tuturor activităților aferente acestuia. Și nu în ultimul rând, vă mulțumim și vă felicităm pe voi, dragi elevi, pe cei din anii mai mari pentru rezultatele obținute în perioada precedentă, dintre care unele au adus faimă școlii noastre. Felicitări și să vă menține cel puțin la același nivel. Pe aceia care acum ați pășit pe poarta școlii, vă felicităm pentru alegerea făcută și pentru modul cum v-ați pregătit spre a face acești pași. Tuturor vă dorim succes în anul școlar care începe, an care, așa cum spuneam de la început, este unul încărcat de proiecte și speranțe. În ceea ce ne privește,
Vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea acestor proiecte și menținerea școlii noastre în rândul unităților de elită. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, vă doresc sănătate și mult succes! Vivat Colegiul Național Militar Tudor Lăgirescu! Vivat! 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 Mulțumim, domnule colonel! În aceste momente sunt alături de noi reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române pentru a ne binecuvânta efectivele colegiului. Colegiul drept! Colegiul descoperit! Colegiul Pelorebaus! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Să rostim cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul creației tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere, Cel ce pe omul creat de tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și cunoștință de sine, ca virtutea de a alege între bine și rău. L-ai înzestrat cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea ta cea văzută și cea nevăzută. Cel ce ai sădit în el minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înarmat cu gândul pătrunzător și dreaptă socotință, Tu Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu, Părinte Ceresc, al Tărui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani, îi uimea pe învățătorii din templu învățătura sa cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-un înălțimea cerului Tău, cel duhovnicesc, îi vezi acum pe tinerii aceștia în fața cărților deschise și în așteptarea dascărilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar. Întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i, Doamne, de cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet. Înalță-i, Doamne, deasupra grijilor mărunte. Dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii. Înzestrează-i, Doamne Dumnezeul nostru, cu voința de a sluji biserica, patria și neamul cel sfânt, prin comoara sufletului lor. Deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea și paza robilor lui Dumnezeu, elevii ai Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, personal militar, personal civil și a tuturor celor prezenți, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala așa de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Colegiul drept, colegiul acoperiți! Colegiul Pelore, pauză! Are cuvântul, în numele elevilor din clasa a 10-a, a 11-a și a 12-a, elevul plutonier ajutant Petre Ionuț Dragomir, din clasa a 12-a E. Domnule prim-ministru, domnilor generali, onorați invitați, stimate cadre didactice și militare, dragi colegi, acest nou început este, pentru noi, elevii claselor a 12-a, momentul în care se pun în balanță speranțe, se desăvârșesc idealuri. Astăzi, noi pășim pe o nouă treaptă spre un ideal ce sădește în sufletele noastre dorința de a ne consolida cunoștințele, de a ne concentra eforturile spre perfecționarea pregătirii individuale și spre obținerea unor rezultate care să ne dea satisfacția reușitei. Dragi boboci, vă încearcă astăzi aceleași emoții pe care le-am trăit și noi când eram asemenea vouă. Sentimentele resimțite par acum greu de depășit. Însă noi, colegii mai mari, vă urăm bun venit și vă asigurăm că vom învinge împreună nesiguranța acestui început, oferindu-vă sprijinul și căldura familiei Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Îndrăzniți să visați și să luptați pentru visurile voastre. Cu siguranță veți demonstra că granițele sunt ușor de depășit atunci încute să privești dincolo de ele. Dragi colegi, rezultatele generațiilor anterioare ne impun datoria morală de a scrie pe tărâmul tradiției colegiului nostru o nouă filare numelui acestei instituții de învățământ militar. Suntem chemați să demonstrăm, prin putere de concentrare și efort susținut, că suntem pregătiți pentru examenele viitoare, că seriozitatea și dăruirea ne-au fost insuflate pe deplin. Stimați profesor și instructor militar, suntem convinși că înaltul dumneavoastră profesionalism și sprijinul nemijlocit pe care ne veți oferi ne vor ajuta să ne atingem idealul. Ne-ați învățat că educația înseamnă, înainte de toate, iubire, dăruire, respect, valori autentice. Ne-ați inspirat și ne-ați motivat să înlocuim temerile cu încrederea și limitele cu perseverența. Ne-ați călăuzit visurile. Vă mulțumim pentru fiecare clipă în care ne-ați ajutat să ne descoperim, să ne autodepășim, să creștem. Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre pentru efortul depus, pentru ca noi să ajungem la poarta maturității, înarmați cu toate valorile necesare succesului. Corectitudinea, perseverența, onoarea și modestia și vă promitem că nu vă vom dezamăgi. Domnule prim-ministru, vă rog să vedeți în loc în formație. Are cuvântul, în numele elevilor claselor a 9-a, elevul Ion Dumitru Popescu. El a obținut cea mai mare medie de admitere. Ion vine de la școala gimnazială Nicolae Titulescu din Caracal, județul Olt. Domnule prim-ministru, vă rog să-mi permite să iau cuvântul. Domnule prim-ministru, domnilor generali, domnule comandant, stimate cadre didactice și militare, dragi părinți și colegi, noi, bobocii, deschidem astăzi porțile unui nou început, cu emoțiile inerente în fața necunoscutului, dar și cu determinare și încrederea că vom depăși, prin eforturi susținute, toate obstacolele. Astăzi s-au deschis pentru noi, bobocii, nu numai porțile colegiului militar la care am visat că ne vom forma, ci și perspectivele unei cariere militare de excepție, dar mai ales porțile unei familii, familia Vladimireștilor.
Suntem conștienți că avem o mare responsabilitate în perpetuarea și creșterea prestigiului acestei instituții de învățământ în care am fost admiși. Ținuta morală a colegilor noștri, primirea călduroasă ce ne-a fost oferită și sprijinul susținut ne obligă să depășim obstacolele firești ale începutului, să obținem cu perseverență rezultate bune și foarte bune, astfel încât să fim demni de statutul de elev al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Stimate cadre didactice și militare, ne vor însoți de-a lungul celor 4 ani de studiu, profesionalismul și răbdarea dumneavoastră în calitate de părinți adoptivi, mentor și îndrumători. Suntem convinși că veți ierta stângăcia începutului. Vă rugăm să nu interpretați lacrimile noastre ca pe o slăbiciune. Ele sunt expresia sentimentului de nou, de necunoscut. Dragi colegi mai mari, vă mulțumim pentru modul deosebit în care am fost primiți în marea familie a elevilor Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu și ne bucurăm că am găsit în voi adevărați camarazi care ne vor fi alături în momentele mai grele. Dragi părinți, îi recunoașteți pe copiii de acum 3 zile, când am ieșit din strânsoarea mâinilor dumneavoastră făcând un mare pas spre maturizare. Emoțiile ne-au năpădit atunci, ca și acum. De atunci, timpul a început să zboare, iar noi împreună cu el. Primul contact cu profesorii, cu cadrele militare, cu colegii, primele lecții de pregătire militară, primele responsabilități adevărate, prima încercare de a păși în cadență cu beretele strâmbe și cravata nearanjată. Și iată-ne azi! Vă mulțumim că și în aceste momente sunteți alături de noi, împărtășind emoțiile acestui eveniment deosebit din viața noastră. Ne-ați pregătit cu grijă zborul spre orizontul cunoașterii, oferindu-ne o educație aleasă, ce constituie o garanție a rezultatelor viitoare și vă promitem că nu vă vom dezamăgi. În încheiere, doresc să mulțumesc în numele tuturor elevilor din anul întâi, conducerii colegiului, domnilor profesori și instructori și colegilor mai mari pentru primirea deosebită și pentru calea deschisă spre idealul nostru. Momentul pe care Boboci le așteaptă cu nerăbdare. Rostirea legământului de către elevii din clasele a noua. Colegiu drept? Rostiți după mine! Eu! Elev! 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 Mă leg să învăț carte! Mă leg să învăț carte! Să-mi oțelesc brațul și inima! Să-mi oțelesc brațul și inima! Spre a sluji cu destoinicie! Spre a sluji cu destoinicie! Patria și armata României! Patria și armata României! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Continuăm cu imnul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Să cucerim banduri, Vladimir.
resiste să pășim. Era sfera, ad astra, albastre zări să cucerim. Regiul pe Lore Paul. La acest aniversar, invităm oaspeții noștri să ia cuvântul. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Dolj, domnul profesor Daniel Ion, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Domnule prim-ministru, domnule șef al statului major general, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule comandant, domnilor directori, stimate cadre didactice și militare, dragi elevi, părinți, bunici, onorați invitați. Trăim astăzi cu toții un moment special pe care fiecare dintre cei prezenți îl experimentează, unic, în felul său, moment care mi oferă ocazia de a transmite tuturor vladimireștilor cele mai frumoase gânduri și îndemnul de a fi continuatorii bravi ai pandurilor olteni. Începutul unui nou an școlar are o semnificație deosebită, mai ales pentru cei care îi trec pragul, cuprinși de dorința cunoașterii și a acumulării de cât mai multe cunoștințe. Pentru boboci, în special, se deschid astăzi porțile unui nou început cu emoțiile specifice în fața necunoscutului, dar și cu încrederea că vor depăși, prin eforturi permanente, orice obstacol. Vi se deschid astăzi perspectivele unei cariere militare de excepție, dar și porțile unei familii, familia Vladimirești. Deschiderea anului școlar reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din viața unei comunități, fiind deopotrivă un reper și o temelie. Importanța acordată școlii și educației, alături de principiile și valorile în jurul cărora ne educăm copiii și ne trăim viața de zi cu zi, constituie un reper pentru viitor, dar reprezintă, totodată, o temelie pentru tot ceea ce dorim să construim. Am convingerea că un factor cheie pentru a transforma o școală într-o adevărată comunitate educațională reprezintă și modul în care aceasta investește în infrastructură, în asigurarea condițiilor optime de învățare, promovarea excelenței și a echității, precum și plasarea elevului în centrul activității. Iar ceea ce vedem în jur nu face decât să confirme această convingere. Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova este o instituție de elită a învățământului doljan. Acesta a beneficiat recent de investiții majore, concretizate în construcții noi, moderne, o bază materială de excepție care completează firesc demersul pentru o educație de calitate. Intenția de a transforma radical mediul școlar, fie el militar sau civil, este susținută prin implementarea proiectului România Educată, prin promovarea noilor legi ale educației, precum și prin alocările record prin intermediul PNRR. Astfel, finanțarea vizează alocarea anuală a 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, urmărindu-se respectarea unor principii precum transparența fundamentării și alocării fondurilor, echitatea distribuirii acestora și corelarea volumului de resurse cu nevoile identificate și obiectivele urmărite. Cei 92.342 de elevi și preșcolari care vor începe anul școlar 2022-2023 în județul Dolj, în 222 de unități de învățământ cu personalitate juridică, de stat și particulare, vor beneficia de o serie de programe menite să susțină asigurarea calității și eficacității programelor de educație și formare și îmbunătățirea rezultatelor învățării. În acest sens, aș putea aminti programul pilot de acordare a unui suport alimentar, programul cunoscut Masă Caldă, ce se va derula în acest an în 7 unități școlare din județul nostru. De asemenea, prin programul național pentru reducerea abandonului școlar vor fi acordate granturi
în valoare de maxim 200.000 de euro pe școală pentru 50 de unități din învățământul Dojean. Va fi continuat de asemenea și programul Școală după Școală, derulat în anul școlar 2021-2022, 19 școli, 16 din mediul rural și 3 din mediul urban. Un interes sporit se acordă și excelenței în educație. Vedem fondul pentru burse, ce se alocă unităților de învățământ de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației. Bursa de excelență internațională, 1000 de lei pe lună. Bursa de excelență olimpică națională, 700 de lei pe lună. Bursa de performanță școlară, 500 de lei pe lună. Bursa profesională, 300 de lei pe lună. Am certitudinea că aceste premise vor facilita generațiilor actuale și celor ce vor veni calea către noi împliniri care vor înfrunta timpul și timpul. Stimate cadre didactice și militare, vă mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă, an de an, și vă urez să fiți sănătoși, puternici și răbdători. Dragi părinți, vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care o simțim permanent în misiunea noastră nobilă, de a înălța acești copii pe treptele performanțelor. Aceleași gânduri le adresez întregului personal didactic, auxiliar și nedidactic, pentru toate eforturile depuse ca acest spațiu de grație să fie cât mai primitor. Tuturor vă doresc un an cu deosebite împliniri școlare și profesionale, bucurii și gânduri bune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule inspector! Statul Major al Apărării este reprezentat la festivitatea noastră la cel mai înalt nivel. Îl invităm să ia cuvântul, în continuare, pe domnul general Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării. Am onoarea să vă salut. Domnule prim-ministru, distinși reprezentanți ai autorităților publice locale, stimați colegi, cadre militare active, rezervă și retragere, onorat corp didactic, dragi elevi, dragi panduri, stimați părinți, stimați invitați, doamnelor și domnilor. Prima săptămână a lunii septembrie marchează debutul unui nou an de învățământ. Festivitatea de astăzi, de la Craiova, aliniază în acorduri de emoție, entuziasm, determinare și ambiții generații de tineri minunați, precum și profesori, instructori, comandanți și părinți. Celor care aveți deja experiența uniformei Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, vă spun bine ați revenit. Celor mai tineri camarazi, bobocii anului întâi, vă urez bun venit în Armata României și adaptare ușoară la rigorile vieții militare. Anul școlar 2022-2023 aduce schimbări în privința structurii procesului educațional. Pentru elevii militari, acestor modificări li se adaugă particularitatea noii paradigme în care ne aflăm, aceea a conflictului în desfășurare pe continentul european și în apropierea granițelor noastre. Educația este cea mai rentabilă investiție pe care o națiune o poate face pentru a-și asigura viitorul. Ne dorim ca învățământul militar liceal să furnizeze cea mai bună resursă academiilor militare și, în definitiv, societății românești. Dragi elevi, prima etapă a devenirii dumneavoastră, pregătirea liceală, este fundamentală. Aveți șansa de a învăța sub îndrumarea unor profesori și instructori militari dedicați și aveți la dispoziție o bază didactică modernă. Profitați de perioada de studiu pentru a acumula cunoștințe, a dobândi competențe și a dezvolta abilități. Toate acestea vor da măsura valorii dumneavoastră și mai ales vor constitui temelia pe care vă veți clădi cariera militară. Onoare, patrie, datorie reprezintă crezul care trebuie să vă călăuzească pașii, așa cum a fost și pentru predecesori.
fie că au fost binecunoscuți conducători, precum ilustru Panduri din Vladimirii Gorjului, al cărui nume îl poartă Colegiul Național Militar din inima Văniei, fie că au fost eroi necunoscuți care și-au sacrificat viața pentru apărarea pământului strămoșesc. În istoricul instituției dumneavoastră stă scris: se spune despre o moștenire că o meriți numai cu condiția să o sporești, adică să o convertești în tradiție. Îmi doresc ca aceste cuvinte să fie îndemn pentru toate generațiile Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Onorați tradiția școlii pe care o urmați, onorați uniforma militară și alegerea pe care ați făcut-o. Stimat corp didactic, stimați instructori și comandanți, preluați începând de astăzi o nouă serie de elevi care se alătură celorlalte generații de vladimiriști. Misiunea pe care o aveți de a șlefui caractere nu este facilă, dar sunt convins că așa cum ați făcut cu fiecare promoție, veți continua așteptările și veți confirma așteptările instituției militare. Continuați să oferiți educație de calitate, adaptând metodele și procesul didactic la realitățile prezente. Nu în ultimul rând, țin să transmit mulțumiri părinților pentru sprijinul, înțelegerea și sacrificiile pe care le fac pentru a susține copiii în frumoasa, dar totodată dificila călătorie a carierei militare. Vă suntem recunoscători pentru eforturile și sacrificiile pe care le faceți. Cu ocazia deschiderii noului an de învățământ, vă urez tuturor succes în atingerea obiectivelor propuse. Vă mulțumesc, am onoarea să vă salut! Vă mulțumim, domnule general! În continuare, îl invităm să ia cuvântul pe domnul Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul României. Domnule general șef al statului major al apărării, distinși reprezentanți ai autorităților locale, stimați camarazi activi sau în rezervă, domnule comandant, domnule director, dragi dascăli, stimați părinți, dragi elevi vladimirești, sunt bucuros să fiu astăzi alături de tinerii care trec pragul Colegiului Militar Național Tudor Vladimirescu și să le urez bun venit celor care încep școala în uniformă. Să alegi să servești patria de la o asemenea vârstă este o onoare și o dovadă de maturitate, mai ales în vremuri care ne obligă să ne gândim mai mult la țară și la securitatea noastră. Știu câte emoții sunt adunate în sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră, câte întrebări, câte speranțe, câte planuri și câte îndoieli vă trec acum prin minte. Le-am trăit și eu aici, cu mulți ani în urmă. Le veți depăși cu ajutorul corpului profesoral de excepție, comandanților, colegilor și părinților. Nu ezitați niciodată să le cereți ajutorul. Urez bine ați revenit acasă elevilor din anii mai mari, care știu deja ce înseamnă viața într-un colegiu militar. Cu toții începeți noul an școlar în casă nouă, într-o instituție de învățământ ce oferă facilități deosebite de studiu, de cazare, de instruire. Sunt dotări care, sunt sigur, vă vor ajuta să deveniți cetățeni și militari buni. Folosesc acest prilej pentru a-i felicita pe toți cei care s-au implicat în derularea acestui proiect, care, iată, după aproximativ 3 ani de zile, ajunge să poată fi folosit de către elevii Colegiului Militar Național Tudor Vladimirescu. Dragi elevi, sunteți partea unei generații care dovedește că știe, vrea și poate să facă performanță, că este creativă,
că obține rezultate remarcabile la olimpiadele de studiu și stabilește noi recorduri în sport, că este implicată civic și social, că se informează, pune întrebări și caută răspunsuri. M-am bucurat să remarc aceste calități la multe întâlniri avute cu tinerii. Continuați să fiți curioși, continuați să fiți curajoși, continuați să gândiți cu mintea voastră. Pentru că știm cât de mare este potențialul generației voastre, venim cu soluții pentru a asigura fiecărui copil șansa la o educație de calitate și posibilitatea să se dezvolte în domeniile în care simte că poate și vrea să fie mai bun. Știm că este nevoie de creșe, grădinițe, școli, licee și universități moderne. Tocmai de aceea alocăm resurse pentru construcția unor noi astfel de unități școlare sau pentru modernizarea și extinderea celor existente. Pentru ca niciun elev să nu fie lăsat în urmă, am dezvoltat programele destinate reducerii abandonului școlar și susținerii copiilor din mediile defavorizate. Sunt direcții pe care le vom dezvolta în noile legi ale educației. Proiectul România Educată așează învățământul românesc pe principii noi, care să asigure accesul la educație de calitate și să valorifice potențialul uman al României. Destinul României depinde esențial de creșterea performanței sistemului nostru de educație. Doamnelor și domnilor profesori, aveți în mâinile dumneavoastră cea mai prețioasă avuție a unei țări, copiii. Dumneavoastră le sunteți modelul pe drumul cunoașterii. Modelați caractere. Îi faceți să strălucească, să fie încrezători în potențialul lor, în știința lor de carte. Îi stimulați să-și dorească să știe mai mult. Îi încurajați și le sunteți alături atunci când au nevoie. Îi faceți oameni, profesioniști, cetățeni, buni români. Munca dumneavoastră aduce beneficii greu de cuantificat generației tinere și societății românești. Pentru că un popor educat clădește o țară dezvoltată, ancorată în spiritul și valorile europene și euroatlantice, familii din care România cu mândrie face parte. Doamnelor și domnilor comandanți, pentru dumneavoastră acest moment este familiar. Pentru că ați urmat și dumneavoastră cursurile unui colegiu sau liceu militar. Dumneavoastră vă revine frumoasa datorie de a instrui pe cei mai tineri reprezentanți ai armatei. Faceți-o cu înțelepciune și însuflețiți-le curajul, tenacitatea, perseverența și dorința de a nu da înapoi, de a nu renunța la obiectivele lor. A te alătura marii familii armatei presupune o mare iubire de țară, un mare respect pentru valorile și simbolurile naționale, dar și înțelegerea și acceptarea unui sistem bazat pe reguli, pe spirit de echipă, pe camaraderie. Îndrumați-i și ajutați-i să înțeleagă spiritul militar, camaraderia, curajul. Prin munca dumneavoastră, națiunea noastră prinde rădăcini mai puternice. Dragi părinți, poate că nimic din ceea ce am spus până acum nu a domolit neliniștea din sufletul dumneavoastră. Și este normal. Lăsați cele mai de preț ființe pentru dumneavoastră în mâinile unor oameni despre care știți foarte puține și într-un loc pe care nu îl cunoașteți. Vă asigur că sunt pe mâini bune. Nu le va lipsi nimic. Poate doar acea doză de alint pe care doar părinții o pot oferi copiilor lor. Sunt convins însă că echipa de profesori și comandanți îi va însoți cu dedicare pe tineri în tot acest drum frumos care le va fi bază solidă pentru viitoarea carieră.
la finalul anilor de liceu. Sunt sigur, veți fi mândri de ceea ce au devenit copiii dumneavoastră. Și ați văzut cu cât curaj cel care a reușit să intre pe primul loc în urma examenului de admitere, a recunoscut că doar în câteva zile s-au transformat și s-au maturizat un pic mai mult. În încheiere, aș dori să vă urez dumneavoastră, dragi tineri, dar și tuturor copiilor și elevilor care încep astăzi noul an școlar, mult succes și experiențe frumoase. Doamnelor și domnilor educatori, învățători, profesori și tuturor celor implicați în activitatea didactică, vă doresc multe realizări. Iar pe părinți aș dori să îi asigur că personal cunosc cele mai multe din problemele pe care le au, fie în a-și susține copiii la școală, fie în viața de zi cu zi. Lucrăm în guvern pentru a privi cu toții mai optimiști către viitor. Tuturor vă doresc multă sănătate și un an școlar cât mai bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule prim-ministru! În finalul festivității, rugăm invitații și părinții să primească onorul efectivelor colegiului. Colegiul Valiniot! Colegiul Drept! Colegiul pentru realizarea dispozitivului de filare! Înainte! Marș! Thank you.
Colegiu Valiniat! Colegiu Drept! Colegiu pentru defilare! Cu onorul spre dreapta! Înainte! Marș! Defilarea este deschisă de colonel Gheorghe Boboc, comandantul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu Craiova. Urmează drapelul de luptă al colegiului, străjit de garda condusă de locotenent Alexandru Fudulu. Doamnelor și domnilor, vă prezintă onorul colonel Leonide Cune, locțiitorul comandantului colegiului, urmat de steagul de identificare condus de plutonier adjutant Gheorghe Gavrilă și de statul major al unității. Stimați invitați, dragi părinți, pandurii vă prezintă onorul. Defilează prin fața dumneavoastră elevii claselor a 12-a. Comandant de companie, locotenent Alexandru Ruicu, urmat de comandant de pluton, locotenent Cosmin Cojocaru. Administratorul companiei elevilor de clasa a 12-a este plutonier adjutant Cristian Nicolae. Vă prezintă onorul în continuare elevii claselor a 11-a, sub comanda maiorului Laurențiu Brabete. Compania elevilor de clasa a 11-a plutonier adjutant Remus Stamatoiu. Defilează prin fața dumneavoastră elevii claselor a 10-a sub comanda locotenentului Tiberiu Secară. Administratorul companiei elevilor de clasa 10-a este plutonier adjutant Marius Nicolae. Doamnelor și domnilor, dragi părinți, stimați invitați, vă invităm să-i cunoașteți și mai ales să-i încurajați pe Bobocii Vladimirești. Comandantul de companie al elevilor claselor a 9-a este capitanul Levi Popescu.
Administratorul companiei elevilor de clasa 9 este plutonierul adjutant Dănuț Dumitrică.